Cei mai afectați de schimbările de temperatură sunt copiii. Numărul celor care au ajuns cu febră la camera de gardă a spitalului din Drobeta-Turnu Severin și mai apoi să fie internați a crescut semnificativ în ultima perioadă. Peste 60 de minori au fost internați numai la pediatrie. Foarte multe afecțiuni respiratorii. Neumopatii, bronhopneumonii, bronșite, IACRS-uri, linite, laringotraheite au dominat februarie și martie. Deja am depășit numărul de paturi cu foarte mult. Am avut și 64 noi, de fapt, având 50 de paturi. Pentru a evita răspândirea infecțiilor respiratorii, medicii sfătuiesc pe părinți acord de o atenție specială în grijirii celor mici. Să fie foarte atenți cum îi pe copii, nici prea gros-gros, dar nici subțire, cu haine în general de bumbac și de lână care absorb și așa să le dea multe lichide dacă totuși fac febră sau tușesc să-i ferească când e vânt și asta de curent. Nu doar copiii au căzut victime virozelor, ci și adulții. Boala poate fi semnalată de febră, însă pacienților le este interzis să ia medicamente după ureche. Medicii spun că în astfel de afecțiuni tratamentul cu antibiotice este interzis iar administrarea celor cu efect antitermic se face doar dacă este absolută nevoie. Multe forme ale virozelor se pot vindeca și fără tratament Trebuie folosite aceste medicamente, să zic așa, parcimonios, adică cu zgârcenie. Ce înseamnă chestia asta? Numai la niște bătrâni cu cazuri speciale, cu alte bolie supraadăugate, la niște copii cu anumit gen de debilități, într-o situație deosebită, dar nu ca regulă. Regula nu este scăderea temperaturii, ci pur și simplu acceptarea stării de gripă ca atare de către pacient. Să stea la pat la căldură, să bea lichide multe. Datele Ministerului Sănătății arată că numai în perioada 5-11 martie 2012, peste 100.000 de români s-au prezentat la medic cu infecții respiratorii acute, din care 20.000 au fost diagnosticați cu pneumonii.